Claudia Costiuc s-a calificat marțară în semifinalele probei de 800 de metri din cadrul campionatelor mondiale sub 20 de ani care se desfășoară în Peru, la Lima. Atleta antrenată de Cristian Prăsnac la CSM Dorna Dornei a luat startul în cea de-a patra serie de calificare și a terminat cursa pe locul 5, cu timpul de 2 minute, 7 secunde și 35 de sutimi. Semifinalele probei feminine de 800 de metri în care vor lua startul cele mai bune 24 de atlete din lume la categoria sub 20 de ani sunt programate joi la ora 23.55 ora României. Înaintea competiției, antrenorul Cristian Prâsnac a declarat A fost un sezon foarte lung, dar am reușit să ne menținem în formă și să reconfirmăm baremul de participare pentru această competiție. Sper ca sportiva mea să facă o figură frumoasă la Lima și să-și îndeplinească obiectivul de a trece de serii și de ce nu să ajungă în finala mondială, a declarat Cristian Prâsnac. Potrivit acestuia, următorul obiectiv al Claudiei este calificarea la campionatul european sub 23 de ani din 2020 care va avea loc în Norvegia la Bergen.